Învierea Domnului Hristos, vă invit să deschidem ora de servici divin cu imnul 403 din Groapa Pieirii.
Creșterea spirituală implică punerea în aplicare a principiilor Iisusului Asunției. Printre aceste principii putem menționa o atentă și înțeleaptă utilizare a finanțelor, păstrarea sabatului, simplitatea, managementul timpului, etc. Ca o reamintire a suveranității lui Dumnezeu, Scriptura ne învață să-i aducem lui zecimea și darurile noastre ca un rezultat al veșugului de binecuvântări pe care le primim din partea lui. Deci zecimea este oferită de ucenicul credincios ca o dovadă de mulțumire și recunoștință față de Dumnezeu. Domnul Iisus ne spune: ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. În Mica 6:8. Apoi adaugă cu privire la legile și fățărnicia fariseilor: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. În Matei 23:23. Prin aceste cuvinte, atitudinea lui Iisus cu privire la zecime este foarte clară. Și nu există nicăieri în Biblie vreun loc în care să se spună ceva diferit. Cuvintele lui Iisus sunt folosite pentru a instrui biserica asupra lucrurilor cu adevărat importante, drepte și pline de credincioșie. Hristos a stabilit pentru copiii lui credincioși principiul zecimii. Când aducem astăzi darurile și zecimea, să facem acest lucru cu o atitudine de umilință și recunoștință față de Dumnezeu pentru toate binecuvântările primite. Coleta din sabatul acesta este destinată bugetului bisericii locale. Urmează strângerea de daruri și zecimea. Să faci așa fel ca să-și atingă scopul dorit de tine și astfel prin zecina și darul noastră aduse în casa ta rugăciune să grăbim revenirea ta care este foarte departe. Rămâne ca pacea ta și harul tău să află pentru Doamne și este Saba și tu să fii mărești de lăudat dacă și până în veci. Amin. Amin. Ne vom grăbi spre cerul de mine.
Ce binecuvântare să cadă soarele pe fața noastră. Gândiți-vă ce bine se simte sufletul nostru atunci când căldura dragostei lui Dumnezeu ne atinge. Este bine știut și medicii recunosc lucrul acesta că în casele unde intră soarele, nu intră tot călumea. Gândiți-vă ce bine este pentru sufletul nostru când intră soarele neprihănirii lui Dumnezeu. În situația aceea suntem mult mai puternici din punct de vedere moral și spiritual. Vreau să vă împărtășesc o povară înainte de a deschide Evanghelia. Sunt cu adevărat provocat de lucrarea de coordonare a grădiniței pe care a trebuit să încep să o fac în ultima vreme. A trebuit să preiau grădinița cu 6 copii. 6 copii înseamnă taxele de la 6 copii însemnau mai mult, mai puțin de 2/3 din banii care erau necesari pentru supraviețuirea grădiniței. În fiecare lună pornim de 2 luni încoace cu un minus de cel puțin 20 de milioane. Și doar cu ajutorul lui Dumnezeu supraviețuim. Am început să vină copii. Avem o datorie din urmă de recuperat. Rugați-vă! După amiază, diseară, probabil că o să am o întâlnire dincolo la Maranata cu un grup care este implicat direct sau aproape direct în conducerea grădiniței și vreau să le cer ca fiecare zi să ne întâlnim și să ne rugăm, pentru că este provocator. Avem copii adventiști, copii baptiști, copii pentecostari, copii ortodoxi. Este un curcubeu frumos de copii pe care părinții aceștia ne-au încredințat ca să-i creștem, să ajutăm la creșterea caracterului lor. Este mai mult decât încurajator să văd în fiecare zi cum copiii au mai făcut un pas înainte. Vă cer ajutorul și știu că veți susține lucrarea aceasta. Vreau să vă invit ca să învățăm un cântec. Cântecul 401, am intenționat ca să îl cântăm la deschidere, dar am simțit că nu este cazul, împreună cu sora Lili, n-avea curajul să o facem când erați în picioare. Dar cred că dacă stăm pe scaune, va fi mai ușor ca să cântăm cântecul acesta. Eu vesel cânt lui Dumnezeu. Am ales cântecul acesta pentru că în săptămâna trecută am văzut ce înseamnă să ai atitudine de bucurie, să ai bucuria în suflet și cum bucuria aceasta se poate răsfrânge în mod fericit asupra întregii vieți. Oamenii bucuroși sunt oameni sănătoși din toate punctele de vedere. Sunt oameni eficienți. Reușesc în viață. Eu vesel cânt lui Dumnezeu. Yeah.
Dumnezeu. Și să pot să exprim prin cântec și nu doar prin cântec experiența lăuntrică pe care o ai. Dați-mi voie ca să-l salut încă o dată pe fratele Mică. Mă bucur extrem că sunteți aici. Cred că este o împlinire pentru noi ca să fim încă o dată împreună cu fratele Mică și cu sora Lidia. Este dovada bunătății lui Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat. A lucrat. Amintiți cum era prima dată. Greu, nici ne puteam gândi ca să veniți la biserică. Dar am fost optimiști și am crezut că Dumnezeu va lucra. Și a lucrat. Dați-mi voie ca să salut prietenii noștri. Pe cei care dimineața aceasta au vrut ca să petreacă, să facă timpul cu noi. Pentru noi este o plăcere ca să fiți aici. Vă invit pe toți ca să deschidem Evanghelia în capitolul 4 din Cartea lui Matei și să citim unul dintre cele mai interesante pasaje ale Scripturii. Ispitirea lui Iisus Hristos. Sunt aici teme de teologie pură, pe care dacă le-am abordat la intensitatea, la profunzimea lor, probabil că nu ne-ar ajunge timpul acestei dimineți. Însă, e o Evanghelie și merită să fie citită. Atunci, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă, aflăm în zi. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua de mâini, pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de geochiată. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe o munte foarte înaltă. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satana, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. E un pasaj stran pentru creștinii adevărați. E interesant și mi-am propus ca cel puțin 3 întâlniri să predic din pasajul acesta. Vă propun ca să nu lipsiți în următoarele 3 întâlniri de dimineață, pentru că vreau ca să legăm firul de fiecare dată și să încercăm să vedem ce ne transmite Dumnezeu. Spuneam că este cu adevărat un pasaj ciudat. Și să vă explic de ce. Cine era Iisus? Fiul lui Dumnezeu. Gândiți-vă, Fiul lui Dumnezeu. Ce relație avea cu cosmosul acesta, cu universul acesta? Era conducătorul universului. Pentru că El îl crease, avea dreptul să-l conducă. El crease universul. Creatorul și conducătorul universului, surprins de revelație, în pustie, ca într-un ring de box, ca pe un teren de sport, să se confrunte cu cine? Cu creatorul. Cu creatura. Nu vi se pare ciudat? E stran. E paradoxal. E greu de înțeles și de acceptat adevărul acesta. Pasajul acesta, în analiza lui, ne ajută să înțelegem ce înseamnă viața pe pământul acesta.
ar trebui să o abordăm? Care ar trebui să fie soluțiile pe care să le alegem? Și cum să reușim? Cum să biruim, să fim victorioși în luptele pe care le avem pe pământul acesta? Pentru că înainte de orice altă subliniere trebuie să facem pe aceasta. Ispitirea lui Iisus Hristos ne spune că viața este o luptă. Indiferent care ar fi temele actuale din viața noastră, temele noastre personale, viața ca un principiu este o luptă intensă. În fiecare zi noi luptăm într-un fel sau în altul. Unii avem un mod de a lupta. Viața ne provoacă într-un anumit fel. Pe alții provoacă altfel. Dar luat global, ca un adevăr general, viața este o luptă. Pentru tine, viața înseamnă un anumit fel de luptă. Pentru cei în vârstă, înseamnă o altă luptă. Pentru cei care sunt părinți, înseamnă luptă. Dar și pentru cei care sunt copii, înseamnă și pentru ei luptă. Conversația pe care Iisus, conducătorul Universului și Fiul lui Dumnezeu, o are cu Iisus Hristos, este despre putere și despre viitor. Despre putere și despre viitor. Gândiți-vă cum ar fi dacă n-am avea putere. Și fratele Bernane, dintr-o dată ar fi părăsit de putere. Cum e când nu mai avem putere? Vrei să faci ceva, dar nu poți. Una dintre temele majore ale pasajului acesta, una dintre temele conversației lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cu ispititorul, este despre putere. Noi oamenii avem nevoie de putere. Uneori o folosim bine, alteori nu o folosim bine. Dar avem nevoie de putere. Gândiți-vă cum ar fi dacă n-am avea viitor. Să știi că n-ai viitor. Că următoarea clipă nu mai ai. Că s-a terminat totul. Citeam o știre săptămâna aceasta într-un ziar, era titlul. N-am citit așa foarte atent articolul, însă titlul era spunea, dar oricum, era pericolul unei explozii într-un aeroport. Deci, exista riscul ca să explodeze ceva pe aeroport la decolarea unui avion. Toată lumea a intrat în panică. Niciun avion n-a mai zburat. S-a blocat totul. De ce? Pentru că oamenii se temeau că nu vor mai avea viitor. Nu știu dacă ați urmărit așa puțin măcar, ca să vă orientați, să vedeți care a fost discursul potențialilor președinți ai Statelor Unite. Dezbaterea, tema importantă este politica externă. De ce? Pentru că există un risc care ne prinde pe toți, tocmai în faptul că suntem o lume așa de diversă. Oamenii se tem de terorism. Dar de ce să te temi de terorism? Unii într-o parte a lumii, alții în partea cealaltă. De ce să te temi? Pentru că noi ne dorim să avem viitor. Și în momentul în care nu simțim că nu mai avem viitor, nu ne mai simțim confortabil. Spuneam dimineață că am fost o săptămână înainte în spital ca să stau de vorbă cu cineva care trebuia să aibă o operație grea. Am stat îndelung de vorbă cu omul acesta. Urma operația. Eram bolnav săptămâna aceasta și viroza nu-mi permitea ca să-l mai vizit încă o dată, dar m-a sunat și mi-a spus: domnul pastor, peste o jumătate de oră intru în operație. Vreau să stau de vorbă cu tine. Și am stat de vorbă. Și după ce am discutat, m-a întrebat: nu vrei să ne rugăm amândoi? Și la rugăciune, și la telefon, ne-am rugat.
Pentru că el intra în sala de operație. Dar de ce atâta preocupare? Pentru că ne interesează viitorul. Vrem să avem viitor. În momentul în care intri într-o sală de operație pentru o operație complicată, te întrebi dacă mai e viitor sau nu. Acolo cum stie dialogul dintre cei doi era despre putere și despre viitor. Pentru a înțelege povestirea aceasta, trebuie să înțelegem timpii ei. Inspirația surprinde aici, momentul acesta. Când Iisus a fost luat și dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit, să fie ispitit de diavol. Însă, ca să înțelegem pasajul acesta, această narațiune, trebuie să înțelegem că înainte de ea, de povestirea aceasta, înainte de scenele pe care le spune aici pasajul, a fost un înainte. Înainte de un acum, în mod obligatoriu există un înainte. Și mai există și un după. Înainte, acum și după. După, înainte și înainte de după. Aceasta este logica în care trebuie să intrăm. Pasajul acesta este straniu, este ciudat, e greu de înțeles dacă nu înțelegem ceilalți timpi. Dacă nu încadrăm în context ceea ce s-a întâmplat în pustie. Ce a fost înainte? Biblia oferă prezentul în pasajul pe care l-am citit. Iar prezentul înseamnă ispitire. Este destul de neclar. Greu de înțeles pentru un teom menească. Ca Fiul lui Dumnezeu, conducătorul Universului, să fie dus în pustie ca să fie ispitit de diavol. Însă, când îți dai seama că a fost un înainte, că înainte de evenimentul acesta s-a întâmplat altceva, atunci începi să le legi. Devine logic. Îți dai seama că lucrurile curg, sunt într-un context. Îți dai seama că a fost un plan din afara planurilor personale care a condus și a acceptat lucrurile. Pasajul dinainte, dacă vă uitați pe aceeași pagină, are un subtitlu Botezul lui Iisus Hristos. Aș spune acum, înainte de pustie, a fost râul Iordan. A fost botezul. Da. Înainte de ispitire a fost botezul. Momentul în care Iisus a fost uns ca Mesia. Momentul în care a avut loc alegerea oficială. Momentul în care, pentru că a fost ales, a fost chemat ca să slujească. Ce ar fi fost ispitirea? Ce ar fi fost pustia fără momentul acesta al Iordanului? Cum vi-l imaginați pe Domnul Hristos reacționând și făcând față încercării din pustie, ispitirii adusă de către diavol, fără momentul acesta al chemării, al actualizării alegerii, al oficializării chemării? Eu cred că este foarte important ca să așezăm lucrurile în context și să punem la locul lui momentul chemării, al alegerii. Pentru că momentul acesta și conștientizarea lui ne pregătește pentru ceea ce urmează, pentru acel acum din pustia ispitirii. Fără a înțelege, fără a conștientiza momentul chemării, lucrarea își pierde din semnificație.
De ce să fii Mesia? Pentru ce ești chemat? Cred că merită să facem o subliniere și deschid acum o paranteză, propunându-vă să vă gândiți și dumneavoastră la momentul în care ați fost chemați. Momentul în care Dumnezeu ne-a însărcinat, când El a oficializat chemarea noastră, când El a spus, am ceva special pentru tine. Săptămâna aceasta, când studiam ispitirea Domnului Hristos, îmi aminteam de primele botezuri de după Revoluție. Începusem să fiu pastor la Dumnezeu Sănat. Și de fiecare dată, la botez, la sfârșitul botezului, după ce se consuma actul acela oficial, comemorativ, sacramental, corul de tineri de la Râmnicu Sărat cântau un cântec. Aceasta a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Era tema cântecului. Aceasta a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Rău că nu gândesc la botezurile de la Râmnicu Sărat. Mi-amintesc de momentul când corul cânta. Aceasta a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Iar tema cântecului spunea că e frumoasă, a fost frumoasă ziua aceea în care Dumnezeu m-a chemat și mi-a spus, tu ești copilul meu, am o misiune specială pentru tine. Săptămâna aceasta am avut ocazia să-mi amintez de botezul vostru. Când am cântat cu toții cu bucurie, pentru că era o zi specială, era ziua când Dumnezeu m-a chemat pe voi. În mod sigur, fiecare dintre noi avem paranteza aceasta, ca un spațiu personal în care ne amintim de chemare. Vreau să închid paranteza aceasta, ca să vă provoc să vă gândiți puțin. Ce ar însemna viața de credință fără chemare? Mă gândesc la momentele de emoționare intensă. Momentele de bucurie. Acum de curând, eram cu cineva și îmi spunea tot așa de... M-am așteptat la o bucurie așa de intensă cât a trebuit să o pregătesc și am luat o pastilă ca să nu scape inima sub control. Gândiți-vă, cum ar fi momentele în care există o emoție puternică dacă n-ar fi chemat? Bineînțeles că poate să fie și invers, să fie emoții grele, să fie încercări teribile. M-am gândit la bărbatul de care vă spuneam, care săptămâna aceasta, la începutul săptămânii, a intrat în sala de operații. El a simțit și știe că viitorul lui este limitat. Gândește-te, intri în sala de operație, dar nu știi ce se va întâmpla. Sau ești partea familiei care trebuie să se despartă de el când trece dincolo de ușă și știi că de acolo doar doctorul și Dumnezeu poate să facă ceva. Cum ar fi viața noastră fără chemare? Să știi că ești al lui Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu mai are un plan cu tine. Niciodată n-ar trebui să uităm la momentul chemării. Chemarea întotdeauna rămâne un moment de referință în viața noastră de credință. Ne însoțește întotdeauna. Oriunde. Putem să plecăm de aici. Mergem în altă parte. Părăsim locul acesta. Îl schimbăm și pe celălalt. Au loc tot felul de mutări. Dar chemarea pleacă cu noi. Cât timp bate inima, bate și chemarea. Dumnezeu nu ne lasă, ne-a dat chemarea pentru ca să ne întărească. Când luptăm, când suntem încercați, ne amintim că Dumnezeu a avut un plan. Însă, vreau să vă avertizez privire la un lucru. Între noi și Dumnezeu este o mică diferență.
puțin altfel la El decât la noi. Mă gândesc la ungerea Lui, la chemarea Lui. Pentru ce El a fost chemat? De ce Dumnezeu l-a trimis din Dumnezeu aici pe pământul acesta? Care era obiectivul cerului? Pentru ce l-a chemat Dumnezeu aici? Și pentru ce a spus? Are o misiune. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Adevărat, misiunea Duhului Hristos a fost salvarea celorlalți. Dumnezeu l-a trimis pe El ca să salveze pe oameni. Noi nu ne-a cerut niciodată și nu ne va cere Dumnezeu să fim niște mici Dumnezei. Niciodată noi nu trebuie să simțim chemarea noastră de a-i salva pe oameni. Dumnezeu o face. Noi nu putem să fim decât slujitorii Lui. Dar să nu ne raportăm altfel la viața noastră, la existența noastră, decât în mod real și obiectiv. El a fost chemat ca să ne slujească pe noi. El s-a ales pe Sine. Noi nu ne putem alege pe noi în cadrul slujirii noastre. Dumnezeu ne alege. Noi suntem diferiți. Mă întorc la cel înainte. Locul chemării. Și în același timp, locul identității. Vă amintiți ce a făcut Tatăl atunci când Fiul era pe jos în apă? Tatăl nu dormea. Era foarte concentrat. Îmi imaginez că tot cosmosul acela se concentra. Era cel mai interesant film. Ați văzut acum o săptămână lansarea aceea de la aproape 40 de lire. Da. Eram foarte ocupat. Foarte ocupat. Aveam câteva lucruri de făcut în seara aceea și soția mi-a spus, de fapt nu soția, fata noastră a vorbit cu soția mea și soția mi-a spus, uite, Miruna ne-a zis să ne uităm neapărat că este ceva important. Am vrut să fac multe lucruri. M-a spus după aceea cu natul meu, seara târziu, și mi-a spus, măi, sunt așa de încărcat, am atâtea de făcut în noaptea asta, pentru că am pierdut vremea, dar n-am putut să fac altceva, m-am uitat acolo. Am descoperit un lucru. Și după aceea închid paranteza. Dacă vrei să faci lucruri extraordinare, trebuie să te pregătești. Deci nu se întâmplă lucrurile pe pământul ăsta, frații mei. Sărim dintr-o dată de la 39.000 de metri. Nu. Dacă vrei să sări de la 39.000 de metri, trebuie întâi să sări de pe un scaun. Trebuie să te pregătești. Nu o să vii din prima zi la biserică. Trebuie să muncești. E adevărat, fratele. Trebuie să muncești. Să muncească mintea, să muncească mâna, să muncească piciorul. Să muncești tot. Imaginez că tot Universul s-a uitat așa cum ne-am uitat noi. A fost o scenă captivantă. Să vezi dintr-o dată că Fiul lui Dumnezeu este în apa Iordanului, într-o mică baltă, și un om mărginit, îl are în mână și trebuie să-l sufunde tot într-un serviciu aproape greu de înțeles pentru un cer. De ce? Ciudățenia aceasta. Și Tatăl era cel mai concentrat din tot Universul. Și în momentul în care a prins momentul, a făcut o afirmație. Una dintre cele mai puternice afirmații ale Scripturii. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcere. Gândiți-vă cum s-ar fi scris Evanghelia. Cum ar fi fost viața lui Iisus? Fără afirmarea aceasta a Tatălui. Fără identitatea aceasta pe care a obținut-o în momentul acela. Înainte acesta, locul botezului este locul unde
Iisus și-a descoperit identitatea, o identitate stabilă, a descoperit cât de important este în cadrul misiunii Tatălui și a descoperit că poate să aibă convingeri puternice. Pentru că o identitate puternică se transformă în convingeri puternice. Nu ești la întâmplare. Toate lucrurile au un plan și este foarte important să înțelegi planul acesta. Au fost momente dificile în viața lui Iisus Hristos. Dar întotdeauna chemarea și identitatea l-au susținut. Identitatea Fiului lui Dumnezeu însemna, de fapt, chemarea de a salva pe ceilalți. Că nu este aceasta identitatea noastră. Așa cum spuneam, Iisus Hristos, în cadrul chemării și identității, este diferit de noi. El s-a ales singur. În momentul în care Tatăl a întrebat cine va merge pentru ei, pentru oamenii aceia păcătoși de pe planeta Pământ, El a spus, merg eu. Noi nu le putem alege singur. Misiunea Lui a fost ca să salveze pe oameni. Noi nu avem posibilitatea ca să salvăm. Acesta este și motivul pentru care Iisus Hristos, Apostolul Petru, când vorbea despre Iisus Hristos, citez din capitolul 5, din Faptele Apostolilor 4, care este, să în nimeni altul nu este mântuire, 4 cu 12. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Să fim mântuiți. Este o singură soluție pentru mântuire. Iisus Hristos. Noi nu ne putem ierija în salvator. Noi suntem doar niște slujitori. Puși ca să avem grijă de mielușei lui Dumnezeu. Noi nu putem să negociem adevărul în cadrul planului de mântuire. Doar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Să lăsăm pe Iisus în pustie. În timpul pe care l-am numit acum. Dar să nu uităm că n-a fost nimic la întâmplare. Să nu uităm că înainte de acum a fost un înainte care i-a dat susținere, care i-a oferit putere, care l-a ajutat ca să meargă înainte și să facă față presiunii extraordinare pe care a adus-o diavolul. Îmi place un verset pe care vreau să-l citesc ca o încurajare pentru noi la terminarea prezentării mele. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Dragii mei, pasajul pe care l-am citit la început îmi spune cel puțin un lucru foarte important. Și anume că nimic nu este la întâmplare. Că întotdeauna evenimentele din viața noastră sunt așezate în contextul lor. Și Dumnezeu are grijă să existe un context fericit. Când un tânăr va fi ispitit, când un bătrân va fi încercat, când asupra cuiva dintre noi se va pune presiune. Lucrul acesta Dumnezeu îl îngăduie pentru că știe foarte bine la tot știința și în dragostea sa infinită că a pregătit un înainte. Că, ca și într-un sandwich, Dumnezeu îngăduie prezentul nostru, dar o face în maniera foarte responsabilă în care a putut să pregătească toate lucrurile pentru un viitor fericit. Prezentul nu poate să ne zdrobească. Și nu poate să influențeze în mod tragic
existența noastră, dacă noi lăsăm pe Dumnezeu să ne încadreze între chemare și misiune, între ceea ce a fost la început și ceea ce va urma după. Mulțumim Domnului că nu suntem o eroare cosmică. Suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu își desfășoară planurile în dreptul fiecare dintre noi. Sunteți convinși de lucrul acesta? Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem că așa cum Fiul lui Dumnezeu a putut face față încercărilor, și noi putem de asemenea să fim biruitori în încercările pe care le vom avea zi de zi. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, să închidem sărbătorile din această dimineață, primul 3:16. Binecuvintează-ne după fiecare în parte cu minte și înțelepciune
și ajută-ne ca în totul și în toate să putem face Sfântă voia Ta și să ne putem pregăti pentru întâlnirea cu Tine. Amin. În continuare, rămâi Tu cu fiecare și dă-ne viață, sănătate și pace și asigură-ne Tu că din nou vom veni în ziua aceasta, după amiază, în jurul Cuvântului Tău. Îți mulțumim că ne iubești și îți mulțumim că te împușești de noi. Și lăuda să-ți fie numele acum și în veșnicii, prin Domnul Hristos. Amin. Amin. Thank you.